din păcate nu-l pot amenda pe domnul primar. Domnului primar, cred că o să-l amendeze rugăciunile părinților. Da, voi amenda primăria. Veți amenda primăria? Fără discuție, că da, am spus, nu pot lăsa acest... Acum vreți să redem împreună? Haideți, ca să termină într-o notă. Un minut mai avem. Perfect, ca să redem tare, cocotele să fie 30 de secunde. Nu știm datele de stare civil ale domnului primar ca să putem încheia actul de control și m-am gândit eu că e jenant să mă duc cu martor la de pe stradă să lipesc pușa primării și acum am depus demersuri oficiale pentru a face datele de stare civilă, nu ca să-l cer în căsătorie, ca am să-l spun în sesurat, ci ca să putem încheia actul de control pentru că nu putem să-l încheiem în numele al cuiva conform art 63 din legea 215, dacă domnul primar a citit-o la vreun moment dat, aliniatul 1 litera D, mi se pare, în care spune că primarul răspunde de serviciile publice dânsul probabil electoratul până la acest articol, că atunci ar fi știut de ce dânsul este reprezentantul. Ce înseamnă că ați făcut demersuri oficiale ca să-i aflăți stare civilă? Haideți să redem iarăși împreună. Primării nu le puteam cere că nu mi-au răspuns nimeni. Am scris Inspectoratul Județean de Poliție să ne comunice datele numitului Decebal Făgădău, n-avem cum, nu știu cum, să cetățeanului Decebal, primarului Decebal Făgădău, pentru a definitiva această acțiune de control, mai ales că dânsii se află într-un protocol cu noi de susținere a acțiunilor noastre de control, dar m-am gândit că este jenant să mergem cu o patrulă de poliție pe care să o însoțesc și să legitimăm în birou oval. Că zi așteptați? Thank you.